Vorbim acum despre gestul extrem de curajos al unei tinere din Timișoara. Anca Gaica a reușit să schimbe într-o secundă viața lui Ciprian Gățăianu, un bătrân sărman și abandonat. Tânăra l-a luat din parcarea unui supermarket unde locuia omul și l-a dus la ea acasă, unde a dat o masă caldă și o pătură. Apoi a cumpărat haine noi. Inițiativa fetei de numai 27 de ani a făcut imediat înconjurul internetului, iar gestul ei de binefacere nu s-a oprit aici. Pentru că ieri bătrânul a împlinit 73 de ani, Anca i-a făcut o surpriză, așa că a cerut sugestii și idei de la timișoreni pe Facebook, cei care au apreciat foarte mult acest mod de a salva o viață. Și Anca este eroina zilei, astăzi la Antena 3, și mă bucur foarte mult să o avem în direct din Timișoara. Anca, bună ziua, bine te-am găsit! Cred că nu ne auzim, refacem această legătură. Vă spuneam că este foarte important gestul acestei tinere. La 27 de ani a avut curajul să ia un bărbat de pe stradă, un bărbat care locuia în parcarea unui supermarket, să-l ducă la ea acasă, să-i dea o masă caldă și astfel să-i schimbe viața. Vedeți imagini cu bărbatul care, începând de acum o lună, are o viață mult mai bună. Ieri a împlinit 76 de ani. În semn de prețuire, aceasta i-a făcut mai multe surprize și vorbim acum cu Anca. Bună ziua din nou, Anca, și felicitări pentru gestul tău. Bună ziua, mulțumesc. Mie mi se pare incredibilă această poveste, pentru că eu sunt ferm convinsă că poate și eu și mulți dintre cei care ne privesc, când ne-am fi gândit de două ori înainte să luăm un străin la noi acasă, evident, luând în calcul toate pericolele care ne-ar fi putut pândi. Cum a fost pentru tine momentul în care ai luat această decizie? Am făcut ceea ce am simțit și mi-am urmat sufletul. Asta este ideea. Povestea am scris-o chiar pe Facebook, cum s-a desfășurat. Și tocmai pentru că nu este o poveste pe care o întâlnești la tot pasul, am văzut că a fost foarte distribuită această postare a ta. Ce s-a întâmplat din momentul în care acest om fără casă a ajuns la tine și a primit o masă caldă? Cum s-a schimbat viața lui? A fost foarte impresionat de tot ceea ce s-a întâmplat, nu se aștepta. I-am oferit sprijinul meu să vină la mine, exact cum am și scris. Nu știam că totul o să ia o așa amploare. Am foarte mulți susținători, foarte mulți oameni care vor și să mă cunoască și să-l ajute pe el. Sunt foarte multe lucruri de spus. Eu sunt foarte determinată să-l ajut cu tot ceea ce pot. În primul rând, pensia din Timișoara. Îmi cer scuze pentru emoții. Pensia din România. Domnul Ioan Căprariu, directorul de la Casa de Pensii, mă va susține în acest caz. Este ceva foarte amplu, dar am susținerea lui și cred că împreună o să reușesc. Dar care este povestea acestui om pe scurt? De ce a ajuns să trăiască în parcarea unui supermarket? Acolo l-am întâlnit, nu trăiește acolo. Este din Timișoara, are o casă, e situația puțin mai complexă, dar nu știu dacă ne permite timpul să povestesc și nu, oricum nu aș vrea să intru în detalii. A locuit 23 de ani în America, 18 ani a lucrat acolo, 8 ani, îmi cer scuze, 18 ani în România. Și el nu beneficiază de o pensie în acest moment? Nu beneficiază. În ceea ce privește pensia din America, sunt deja făcute niște demersuri. Așteptăm răspuns de la biroul din Napoli. Răzvan, avocat, mă ajută în acest sens și mă ține la curent cu tot ceea ce înseamnă procedurile. Sunt foarte multe proceduri legale care pe mine mă depășesc, dar am încredere în oamenii care vor să mă ajute și cred că împreună vom reuși. Spune că în ceea ce privește pensia din... Te rog. Îmi cer scuze. Iar în ceea ce privește pensia din România, pentru cei 18 ani lucrați care trebuie să fie căutați în arhive, chiar ieri am avut o întâlnire cu domnul Ioan Căprariu, directorul de la Casa de Pensii, un om extraordinar, vreau să-i mulțumesc pe această cale și cred că împreună, cum spuneam și mai devreme, vom reuși. Este o procedură foarte lungă și amplă de căutare în arhive. I-am dat o listă cu firmele unde își amintește Ciprian că a lucrat și ani aproximativ și sper să fie bine.
Spuneai despre Ciprian că este prietenul tău, că este noul tău bunic și noi vedem în timp ce discutăm pe ecran imagini cum arăta omul în momentul în care l-ai găsit tu și cum arată după ziua de ieri, când a fost ziua dânsului de naștere și a suferit și o schimbare de look și ați fost împreună la cumpărături. Care este dorința cea mai mare a acestui om acum? Sunt multe dorințe. Vrea să fie bine și are încredere în mine. Ideea este că este foarte încăpățânat, ar fi foarte multe lucruri de făcut dacă ar avea încredere. Încredere are, nu pot să spun că nu, dar cea mai mare problemă și schimbare a lui este încăpățânarea inexplicabilă care o are în anumite situații și nu prea o pot înțelege. Legat de curățenia la casă, unde nu acceptă ajutorul nimănui și acolo ar trebui o firmă de deratizare și de face, de, nu știu cum să spun, de curățenie efectivă. Ar trebui o mână de oameni probabil, ca să reușim să schimbăm tot. Exact. Dar vrea să fac lucrul acesta singur, încerc să-i respect decizia și mi-a promis că într-o săptămână, două o să facă și atunci o să putem să-i punem și canapia și cele necesare. Lucruri pe care le-ai primit deja de la cei despre care spuneai că te urmăresc și care vor să ajute? Nu le-am refuzat, le-am amânat pentru că n-avem un spațiu de depozitare și păcat de ele să nu le ținem în ploaie, să nu se deterioreze, n-are loc efectiv. E toată curtea plină de diverse lucruri, iar camera unde stă este foarte mică, tixită de lucruri și nu vreau să intru în detalii. Mulțumesc foarte mult, Anca. Eu am încredere în tine că vei reuși să-l convingi pe acest om să meargă mai departe și cu procedurile de curățenie și să aibă o viață normală. Sunt mai multe normală. Acțiuni care eu aș vrea să le fac. De exemplu, îmi cer scuze că am întrerupt. Te rog. Aveam susținerea unui medic stomatolog care vrea să-i pună dantura și a fost de acord, am avut întâlnirea cu medicul, însă ulterior a refuzat. Motivul inexplicabil. Ne bazăm pe puterea ta de convingere. Și făcut din suflet. Mulțumesc foarte mult, felicitări încă o dată. Am încercat, dar nu vrea totuși. Cred, mulțumesc foarte mult.